ăștia hoți, mama rolator. Bună ziua, stimați telespectatori, ca de obicei ora adevărului și ca de obicei în zilele de marți, miercuri, joi, dezbateri politice la ora adevărului, dezbateri în care invităm reprezentanța tuturor partidelor și, bineînțeles, reprezentanța ai candidaților, ai prezidențiabililor, ai candidaților la președinție. Fiecare o să vă spună punctul de vedere legat și de probleme locale și de probleme generale și, bineînțeles, susținerea față de candidatul pe care îl reprezintă. Ca de obicei, vă invităm să participați activ la dezbateri. În partea a doua emisiune așteptăm telefoanele dumneavoastră pentru că sunt foarte importante și părerea dumneavoastră este foarte importantă. Astăzi, alături de mine, așa ca și co-moderator, un coleg jurnalist din București, a mai intrat telefonic de câteva ori, este vorba de Costel Oprea. Haideți să facem cunoștință cu cei cu care vom discuta astăzi și nu uitați, așteptăm telefoanele dumneavoastră în partea a doua a emisiunii. Începem din stânga mea, dreapta dumneavoastră, stânga politică, Paula Mare, reprezentant PSD și a candidatului Victor Ponta. Bună, bună seara, bine ai revenit, Paula, după o zi în care au venit medici. Avem zi... pe partea stângă. Pe partea stângă, corect. Tot pe partea stângă, deși e pe partea dreaptă a eșichierului politic, Cosmin Rațiu, reprezentant ACL, respectiv a candidatului Klaus Iohannis. Bună seara. Bună seara, mulțumesc mult de invitație. Într-adevăr, astăzi, atât eu cât și doamna doctor Paula Mare, am avut o zi plină. Am început cu deschiderea zilelor medicale sătmărene, a 11-a ediție, după care am avut lansarea candidaturii domnului președinte Klaus Iohannis la satul mare. Și în sfârșit, mine, bineînțeles. Fără doamna doctor. Și acum suntem bucuroși că ne-a invitat. Și noi suntem bucuroși și invitații mei din partea dreaptă, dacă li se întâmplă ceva, Doamne ferește, avem doi medici care stau pe partea stângă. Pe aproape, care stau pe partea stângă. Vi l-am prezentat pe colegul nostru de la Anchete Online. Bine ai venit și în carne și în oase, așa telefonic am mai vorbit, Costel Oprea. Da? Și din partea Partidului Liberal Reformator, domnul Andar. Greu ai mai fost la mine în emisiune? Nu. Greu l-am convins. Știți cât m-am rugat de așa? Da. În sfârșit a ajuns și domnul Andrașul. Păi e prea sus. Da, e prea multe drepte. Da. Stimați telespectatori, împreună vom discuta despre subiecte locale, subiecte ce se mai întâmplă, cele mai fierbinți subiecte. Dumneavoastră știți, sunteți obișnuiți și sigur că da, trebuie să recunosc intervențiile pe care le aveți prompte. N-am să uit niciodată intervenția unui domn care nu știu dacă se uită, un telespectator de-a nostru, care ne-a semnalat proasta semnalizare a unei căi ferate. Din păcate a produs un accident, grav accident, o să vedeți la știrile Nord-Vest TV. O mamă și fetița ei și băiețelul ei au murit, o altă fată este în comă. Un accident, repet, un telespectator de-a nostru ne-a semnalat în nenumărate rânduri că nu este bine marcată acea trecere la nivel. Sigur că da, depindea de Ministerul Transporturilor, erau foarte complicate, mă rog, demersurile. Iată că acum s-a întâmplat nenorocirea pe care o prevedea telespectatorul nostru. Da, o să vedeți amănunte la știrile Nord-Vest TV, cele mai tari știri din regiune, și acolo o să vedeți și cum unii își cresc cannabis pe bloc. New kids on the block, new cannabis on the block. Da. Începem cu știrile pe care le avem. Dumneavoastră le-a citit, le mai cârcotim pe cele mai interesante. Avocații sătmăreni și-au pus robele în cui. Cu roba în cui, da. Știți că au un fel de grevă și avocații. Ai auzit, Paula, de... Păi m-am pregătit pe când am venit la emisiune. Zic, despre ce discutam. Am studiat și eu presa de astăzi și am văzut că s-a declanșat această grevă spontană a avocaților, dar am înțeles că între timp s-a rezolvat. Da, până în această seară ei, problema, da, ei reclamau, au căzut la un acord, ceea ce era și normal, ca să se înțeleagă, și cel puțin la satul mare eu consider că există un echilibru de ambele părți. Și... deci nici și avocații să facă grevă, știți cine urmează, mă rog, într-o scară așa greviștilor pe care nu prea văd eu, pădurarii. E, când o să văd că fac și pădurarii grevă, o să mă mir și mai... Oricum am mirat de aceasta. Cosmin, ai fost pe fază, să zic așa, ce s-a întâmplat. Ei
reclamau faptul că sunt unii care profesează fără a avea chiar. Se face trimitere la un fost polițist care nu avea o licență și o acreditare corespunzătoare și mi se pare foarte bine întemeiat acest protest, atât în profesia noastră cât și în alte profesii, trebuie să facem cor comun și să ne apărăm interesele, la fel și avocații. Da. Costel, ce părere ai? Pe la București s-a auzit de cazul ăsta. Da, dar bineînțeles că am citit și eu și sunt la zi cu toate, cu toate informații. De Margarita s-a auzit pentru că el a fost de pe vremuri implicat, l-au bătut mascați, s-a bătut cu neveste de, îi voie să spun țigani, că, nu, romi, romi, da. Că pentru mașini, mă rog, e un personaj. Joan, tu ce spui? E... Păi nu știu, acum ăsta este un aspect al... subiectului cu greva, că celălalt aspect este conflictul între avocat și judecător și că judecătorii nu în toate situațiile s-ar comporta cum ar trebui. Da, deci când îl întreb un avocat la, da, când îl întreb un avocat la sfârșitul pledoariei dumneavoastră pe cine reprezentați, e destul de sfidător și neplăcut. Da, am înțeles că a fost o problemă pentru domnul Statula, da. Care chiar are o problemă de sănătate din... Da, da. Da, din cauza asta. Această cauză, da. Poveste da, mai proastă, da, e o sfidare până la urmă, da. Sau fac glumițe. Păi hai să-i luăm la emisiune de divertisment dacă glumițe. Da. Pensionarii au fost sărbătoriți de ziua vârstnicilor, sigur că da, le dorim încă o dată la mulți ani. Democrația și libertatea presei, un articol semnat Voicu de Rusu, de fapt un editorial, și taxele se pot plăti cu cardul, câteva dintre titluri. În informația zilei aceeași deschidere cu avocații, care, iată, exact ce spunea Johnny, că nu-i respectă sau îi disprețuiesc judecătorii pe avocat. Azi încep zilele medicale sărmărene, mi-a spus despre asta. Editorialul semnat Dumitru Păcuraru, finaliștii se cunosc, dar nu se știe niciodată. Mă rog, acum și cu finaliștii e destul de... ciudat cu finaliștii ăștia, dar o să discutăm despre acest subiect. Și Corina Crețu, aviz pozitiv pentru postul de comisar european. E un titlu interesant pentru că, așa cum v-am mai spus, Corina Crețu este una dintre cele care are anumite rădăcini sau apropieri de județul nostru și îi dorim succes în viitoarea activitate. Până la urmă, eu cred că e important să avem un comisar pe politici regionale, Paula. Eu mă bucur foarte mult că este un comisar de stânga pe politici regionale și cu atât mai mult și femeie. Și femeie. Pentru că era unul dintre candidații pe care am susținut, țin minte, și în emisiunile în care am venit la alegerile europarlamentare și dacă ți amintești, când am spus că are șanse să devină comisar european, am fost întrebat de un coleg de platou, dar de unde știți dumneavoastră? Este un om foarte bine văzut la nivelul Uniunii Europene. Și eu consider că este un om competent, care merită și care a fost răsplătit, iată, prin aplauze în urma audierilor avute la nivelul Comisiei Europene. Și cu atât mă bucur și mai mult că este ardeleancă de-a noastră și este ardeleancă care cunoaște Satu Mare, care a venit nu numai în campania electorală la Satu Mare, și iată, încă o dată dovedește și puterea actualului premier al României la nivelul Uniunii Europene, a domnului Victor Ponta, pentru că a reușit să impună acest candidat pentru portofoliul de comisariat, să zic așa, și pentru un comisariat puternic. Important. Costin. Într-adevăr, aș dori și eu să o completez pe doamna doctor. După portofoliul domnului Cioloș, care a avut un portofoliu foarte important pe agricultură, România este din nou reprezentată pozitiv de către doamna eurodeputat Crețu. Într-adevăr, dânsa având o experiență destul de vastă în Parlamentul European, suntem convinși că își va duce la bun sfârșit mandatul și probabil în urma fructificării unor oportunități, atât pentru România, cât și în special pentru județul nostru, se vor atrage diferite fonduri comunitare care ulterior se vor regăsi în creșterea locurilor de muncă, creșterea nivelului de trai. Deci este un semnal pozitiv. Eu nu dorim să dau o conotație politică. Este probabil un câștig real în timp această
numire și, da, și să sperăm vedea, că să ne... vom vedea în timp. S-a discutat și la București foarte mult acest subiect, da, a fost și mult, foarte da, fost controversat. Și fricțiuni, dar până la urmă ai și cu bine. Să știi cum este, e bine când totul se, când se termină cu bine. Cu bine, da, și pentru că este vorba aici de interesul național, nu e vorba de interesul unui partid sau altul. Da, s-a văzut foarte bine că au existat o oarecare înțelegere și la nivelul grupurilor parlamentare europene, da, inclusiv pe o... au susținut-o, pentru că și-au dat seama că dincolo de aceste dispute la București, până la urmă Comisia Europeană o să fie reprezentată de cei mai buni reprezentanți. Este un lucru foarte bun pentru că a reușit să obțină un portofoliu foarte important, unde inclusiv România este puțin deficitară, deci avem nevoie de sprijinul doamnei Crețu, pentru că noi avem nevoie de dezvoltare regională, avem nevoie de foarte mulți bani și avem nevoie de sprijinul doamnei Crețu să putem să accesăm acești bani. Da, e important Corina Crețu să ne reprezinte ca și țară, asta vreau să te întreb. Cu toții știm că și un ministru, de exemplu, nu reprezintă județul neapărat din care provine, reprezintă țara, dar poate să facă unele lucruri sau să îndrepte unele situații pentru județul care reprezintă, exact ca și cum un comisar european reprezintă practic toată Europa, dar poate să facă pentru România câte ceva, măcar să o aducă la nivelul normal. Ce părere ai? Păi da, în primul rând vreau să o felicit pentru postul obținut, acest portofoliu important, și în al doilea rând îi doresc mult succes, pentru că este important pentru România ca persoana desemnată ca și comisar să performeze. Este o oglindă, să zic așa, capacităților intelectuale și profesionale ale oamenilor din România și... Ți-am spus ție întrebarea asta, sau da, mă rog, am deschis discuția, pentru că și Ovidiu Silaghi, ca și ministru, a reușit aici colo să mai ajute județul. Și trebuie să trecem peste disputele politice, pentru că în momentul în care cineva reprezintă România, atunci trebuie să reprezinte interesul întregii țări, nu numai a unei părți din țara respectivă sau a unui partid. Deci, sigur, cu mici posibilități de a orienta lucrurile pe făgașul, să zic, favorabil unei zone sau alteia, dar în principiu trebuie să fie un om echidistant și care să respecte politica. Dar un patriotism local există mereu. Și ca să avem succes pe viitor, profit de această ocazie, trebuie să fim și noi atenți la reorganizarea administrativă, chiar dacă nu este un subiect de actualitate, dar regiunile alea trebuie înființate ca să avem o și mai mare posibilitate de accesare a fondurilor. Da. Cam acestea sunt titlurile. Sigur că, da, dumneavoastră puteți intra pe portal SM, pe satmareanu.net, pe Satul Mare Online, pe Vocea Transilvaniei, un online care provine din Satul Mare, deși e regional, cu foarte multe vizualizări, foarte multe titluri interesante pe Vocea Transilvaniei. Noi revenim la discuția de astăzi. Am spus că vorbim despre subiecte locale, despre candidații la președinție și astăzi începem această discuție cu vizita lui Iohannis, Klaus Iohannis, cum e asta ca în Bond, James Bond, cum te cheamă Bond, James Bond, cum, Iohannis, Klaus Iohannis, da. Vizita în Satul Mare, acum câteva ore a fost aici, o să începem să ne spunem despre vizită, cel care este implicat direct în susținerea lui Klaus Iohannis. Într-adevăr, din punctul meu de vedere, am avut onoarea să cunosc personal în cursul zilei de astăzi un om foarte echilibrat, un om foarte ponderat, un om așezat, un om care, din punctul meu de vedere, ar aduce o nouă oportunitate și un nou mod de a face politică și de a așeza lucrurile un în, mod mai în, bun, în România. Într-adevăr, un nou mod de a face politică pozitivă, politica bunului simț, o politică în care să se renunțe la orgolii de partid, la orgolii personale și, într-adevăr, politicienii și clasa politică din care și noi facem parte să începem să ne uităm către populație. Da. A fost un succes, să zic așa, vizita, adică au fost oameni, a venit lume. Deci am putut eu remarca personal, deci nu au fost, deci în sală nu au fost oameni care, deci pe chipul oamenilor am văzut o simpatie personală și ei au venit doar pentru Klaus Iohannis. Deci nu au fost mânați de
acea doctrină politică, sunt penelist sau sunt pedelist. Deci au fost puțini, dar buni, cum ar veni. Nu, au fost foarte mulți oameni, a fost arhiplină Casa de Cultură și pe scările exterioare au fost foarte mulți simpatizanți. Dar eu am simțit în primul rând pulsul sălii și pe mine asta m-a interesat. Deci oamenii au fost interesați de prezența președintelui Klaus Iohannis. Într-adevăr, din punct de vedere al comunicării, dânsul are mici probleme. Probabil, da. Nu, eu n-am spus așa ceva. Deci dânsul e un om foarte calculat și un om foarte ponderat, dar în zona Ardealului acest tip de comunicare prinde foarte mult. Probabil că în partea de sud a țării, el ne fiind un tip foarte volubil, ne aruncând cu promisiuni și ne lansându-se niște afirmații care nu au o susținere practică, nu va avea acea susținere, pe ghilimele politică, dar în Ardeal, în Ardeal, în zona Bucovinei și în special în mediul urban, 100% modul pragmatic și practic, foarte practic. Deci vine dintr-o zonă administrativă, este un primar care a dovedit, probabil că va prinde. Eu sper ca... Deci noua... orice primar poate fi potențial președinte, nu? Să-i spunem și domnului deci Coica. Da. Poate să fie un președinte bun și la un ceape da. Care s-a desfințat. Să vorbim puțin. Colegul nostru Costel Oprea este cel care a pornit de o vreme anchete legate de mai mulți dintre prezidențiabili, printre ei și Klaus Iohannis. Am să te rog, Costel, să spui și tu, mă rog, Eu o să privesc lucrul din punct de vedere jurnalistic, nu din punct de vedere a omului politic. Pentru că meseria noastră este să scoatem adevărul la iveală. Mă rog, într-adevăr, lasă impresia de un om foarte calculat, om care nu vorbește mult, dar face. Într-adevăr, face. Face foarte multe, dar asta vă spun sincer din investigația mea, mele nu face pentru comunitatea sibiană și nu cred că o să facă pentru România, ci ce a făcut până acum a făcut pentru sine, pentru familia lui și pentru o toclică politică cu asta construită de ani de zile în jurul său. De ani de zile. De ani de zile. De 25 de ani, dânsul tace și face. Este foarte, foarte interesant pentru că este un personaj care nu a ieșit în față sub nicio formă. Nu este ca și pisica aia cu pasta clopoței care se duce și prinde șoareci. Nu, totul ascuns. Dar Sibiu arată bine, spune toată lumea. Adică... Asta este, cum să vă spun, este un mit fals creat... în România, pentru că românilor le plac foarte mult miturile și acest mit al germanului foarte bine organizat. Lucrului bine făcut, nu? Asta e sloganul. Eu refuz să intru în polemică cu domnul. Cum să vă spun, eu am fost acolo. Deci să spun în oraș oamenii, că este mit, dați-mi voie să vă rog. Acum vă văd prima dată, dar eu vă contrazic. Eu în fiecare an merg la un congres internațional de chirurgie în luna noiembrie în Sibiu. Și eu m-aș bucura să arate toată România ca și Sibiu. Deci, acum, dumneavoastră... Nu știu dacă ați intrat în profunzimile acestui, cum să vă spun eu, deci, subiect. Bineînțeles că eu când ne plimbăm pe străzi... Nu doresc să dau iar o conotație. Eu respect prea mult invitații să-ți mărăim de la această masă și am o relație foarte apropiată și prietenească și nu vreau să intru în polemică. Dar rugămintea mea este încercați să... vizitați orașele românești în care sunt primari foarte capabili, atât de dreapta, cât și de stânga. Și nu putem să dăm o denumire de mit, un om care a făcut administrație, un om care a făcut capitală culturală europeană. Nu dânsul a făcut, banii toți au venit de la București, a fost un sprijin foarte, foarte masiv primit. Tăricianu, nu? Că dacă tot... Da, păi a fost și efort al țării. Cum să vă spun, scuzați-mă că a zis că nu intrați în polemică cu mine, dar totuși este bine să intrăm oarecare polemică ca să putem să înțelegem ce se întâmplă acolo. S-a vopsit gardurile pentru că oamenii care se duc acolo asta observă. Ceea ce sunt în spate, ce se întâmplă în spate. Șomajului este zero.
Unde este vopsită? Haideți să vedem ce se întâmplă în spatele acestor lucruri. Ce se întâmplă? Spuneți dumneavoastră. Deci dacă rata șomajului este zero. Haideți să vă spun eu. Spuneți-mi. Haideți să vă spun ce se întâmplă acolo. Deci timp de 25 de ani s-a lucrat sistematic așa pentru interesele unor personaje. Ieși a construit, stați puțin, stați-mă și mie să vorbesc. S-a construit în jurul acestui FDGR și a Bisericii Evangheliei, s-au construit, cum să vă spun eu, adevărate scenarii în jurul acestor retrocedări. Jumătate din școlile din Sibiu a fost retrocedate. Timp de 25 de ani nu s-a construit nicio școală acolo. Este zero în Sibiu. Da, Cosmin, numai puțin vreau să fac o paranteză. Da. Mie nu mi se pare un indice relevant. Știi de ce? Uite, de exemplu, și la noi în județ, rata șomajului este relativ mică. Dar nu mi se pare relevant. Din ce cauză? Mulți oameni sunt plecați, mulți au o așcare mândrie. Bun. Și nu se declară șomeri, sau mulți salariul lucrează în altă parte. În Sibiu este vis-a-vis de raportarea Satu Mare cu 60% mai mare. Este și un oraș mai mare, este și, mă rog, este un centru, într-un centru dezvoltat de către București. Nu știu dacă cât merită a avut primarul acolo. Deci să revenim. Apropo de școli, nu știu dacă ați întâlnit un caz în care peste jumătate din școli să fie retrocedate bisericii evanghelice. Și aici avem o problemă cu școlile. Care sunt 80% retrocedate. Care în perioada 1940 și 1942 au aparținut grupului etnic german și multe școli acestea era portretul Adolf Hitler. Știți ce înseamnă acest lucru? Înseamnă felul următor. Acele școli au aparținut grupului din Germania care a colaborat cu Germania nazistă și aceste școli au fost retrocedate acum grupului, a fost cedate bisericii evanghelice, acea biserică evanghelică care a donat în perioada interbelică grupului etnic german aceste școli. Este o chestiune, cum să vă spun eu, este într-un fel sau altul inedit ce se întâmplă în România. Deci se reconstituie status quo din perioada Germaniei naziste. Deci da. Aceiași proprietari care au fost în perioada aceea, deci au deținut aceste școli. România modernă, cine a făcut-o? Sau de ce, o singură întrebare și ultima, de ce domnul premier Victor Ponta a vrut să facă în urmă cu o perioadă de timp echipă cu Klaus Iohannis și a fost apreciat și lăudat de către domnul premier? Pentru că în turul 2 vor fi cei doi candidați care își vor disputa acest portofoliu de președinte. Păi, mi se pare că Antonescu a insistat și cred că de aia s-a rupt și USL-ul. Împreună, pentru că a fost cred. Vreau să revenim la discuție. Vreau să întreb acum că tot se făcea referire la Tăriceanu. Știai de faptul că pe vremea lui Tăriceanu s-au alocat niște bani pentru a deveni... Păi bineînțeles că s-au alocat, pentru că fiind iarăși un eveniment de importanță națională, când un oraș din România, capitală culturală europeană, sigur că sprijină și guvernul primăriei locale, indiferent din ce oraș, e greu să organizeze o asemenea acțiune de anvergură europeană și cu invitația de marcă care au fost de la operă, la teatru, la absolut tot. Este o poveste foarte, foarte ascultă, scuzați-mă, da. A venit opera din Viena în perioada respectivă, știți unde au fost primiți? Au fost primiți într-o hală foarte mare, într-un cor mai bine foarte mare, care a costat peste 1 milion de euro. Știți de ce? Pentru că filarmonica a fost retrocedată unui individ din grupul Iohannis. Sala cu cea mai bună acustică din Sibiu a fost retrocedată. Acum filarmonica își desfășoară activitatea într-o sală total improprie. Păi și nu-i mai lasă să concerteze? Nu, pentru că acea filarmonică a fost transformată. Astăzi este restaurant. Înțelegeți? Da. Apropo de afaceri, știți că toată perioada aceasta cât s-a desfășurat Sibiu, capitala europeană, deci toate afacerile au fost derulate prin niște fundații în fruntea cărora s-au aflat Iohannis și prietenii lui. Și toți banii s-au scurs prin aceste fundații. Deci da. Acestea este o chestie foarte, foarte dubioasă. Deci s-a căpușat banul public. S-a folosit această activitate, acest eveniment care a fost la nivel european, pentru că anumite personaje să câștige foarte mulți bani. Voi, într-un fel, poate ești mai apropiat de
aceea cum a ajuns Iohannis în PNL decât Cosmin, care reprezintă teoretic doar alianța, nu partidul respectiv, care a fost atunci, mă rog, până la urmă, cred că o ruptură s-a datorat și acestor neînțelegeri. Vă spun eu, Victor Ponta și USL-ul s-au distrus din cauza lui Klaus Iohannis, datorită prădării lui la adresa lui Crin Antonescu. Da, stai puțin să ne spună din interiorul PNL-ului. Bine, acum eu nu contest sau nu mă pronunț din punct de vedere al realizărilor la Sibiu, pentru că acolo n-am suficiente informații, în afară de ceea ce am văzut. Dar dacă ne referim strict la PNL, acolo într-adevăr este o mică problemă din punctul meu de vedere. De-aia probabil nici nu mai sunt azi în PNL, în Partidul Național Liberal, și l-am urmat pe Tăricianu în Partidul Liberal Reformator. Pentru că eu sunt de acord că pot să fiu o capacitate, pot să fiu un foarte bun om politic într-un anumit partid, dar eu sunt un pic mai conservator și nu-mi place când oamenii ard etape. Deci, dacă ești parașutat undeva pe o funcție importantă... Legat de intrarea lui, că a intrat... Deci de acolo a început. Foarte proaspăt de PNL, da, și de acolo a început discuția, să zicem așa, ca idee. Sigur că el... Să zicem, singura lui vină, între ghilimele, e că a acceptat funcția respectivă, dar, mă rog, cel care a realizat toată această manevră a fost fostul președinte Crin Antonescu. Și ceea ce m-a determinat pe mine, de exemplu, să am o altă părere despre domnul Iohannis, cu toate că am foarte mulți prieteni din zona respectivă, fost colegi de facultate și sași de acolo, niște oameni extraordinari, rigurozitatea nemțească și corectitudinea, mai exact, eu n-am văzut-o la domnul Iohannis. De-aia spun că în momentul în care, după europarlamentare, obții un scor sub ținta pe care ți-ai asumat-o. La Sibiu te refer, da? Și la Sibiu și la nivel național, pentru că domnul Iohannis a fost prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Deci asume, da. Și... Deci, îți asumi rezultatul slab ca după două zile să zici, domnule, eu m-am răzgândit că probabil din funcția de președinte aș fi mai bun. Deci eu doar la asta vreau să mă refer. În rest, ce a făcut, ce n-a făcut, asta e o altă discuție. Paul, acum strict legat la USL și la Ponta. Eu tocmai de aceea nu pot să fiu de acord cu un asemenea om care a fost atât de mult susținut de Crin Antonescu. Din cauza lui s-a rupt USL-ul, pentru că știi de la ce a pornit, datorită discuțiilor pentru propunerea pentru de funcția de viceprim-ministru vicepremier, a lui Klaus, da, cu lui atribuțiuni Klaus de minister cu de atribuțiuni de, minister, de ministerul internelor. Și iată, omul pentru care Crin Antonescu a făcut și ultimul efort, aș spune eu, politic, pentru că a fost un efort pentru noi toți reprezentanții USL-ului. Toți am muncit împreună ca să susținem un proiect politic foarte important, acela de a înlătura actualul președinte de la guvernare. Iată, Crin Antonescu a fost pregătit, considerându-l un adevărat prieten, să rupă USL-ul pentru Klaus Iohannis, ca la urmă Klaus Iohannis să fie cel care îl trădează pe Crin Antonescu. Bun, acum dovada... și Crin Antonescu îl trădează pe Iohannis, că și Crin Antonescu a zis că dovada, nu-l mai votează. Asta nu mă lași să-l termin, da. Dovadă și ultimele afirmații. Deci eu am colaborat foarte bine și noi în zona județului Satu Mare, de-a lungul timpului am avut o colaborare foarte bine și foarte bună și cu Forumul Democrat German și cu DMR-ul, dar pe mine mă surprinde foarte mult de ce Klaus Iohannis nu este candidatul acestor partide care erau mai de mult aliate, a devenit din nou candidatul ACL-ului și cu tot respectul, eu apreciez oamenii. Cosmin, că el nu are păi asta am vrut să spun, eu apreciez oamenii, eu apreciez oamenii și din PDL și din PNL. Noi la Satu Mare întotdeauna am avut o colaborare bună cu toate partidele politice și mă mir foarte mult că la nivel național nu au găsit un candidat care să-i reprezinte. Iar Klaus Iohannis, dacă vroia și considera că românii vor un neamț președinte a României, probabil era bine să rămână candidatul vechilor lui aliați, să rămână candidatul FDG-UDMR și să vedem atunci dacă cei din Transilvania sau Bucovina îl susțin în continuare candidat. Apoi, ți-aș spune eu și ca președinte organizației de femei. Și ca nu mamă, spune că vrei femeie președinte. Nu, păi eu să-mi doresc femeie în perspectivă să devină în momentul de față un candidat ambițios, puternic,
hotărât pe care îl susțin, pentru că am pornit împreună cu el de la Organizația de Tineret și știu ce evoluție politică a avut, dar vreau să spun eu, nu pot să votez un candidat care spune că nu investește în copii, că investește în imobiliare sau în altceva. Uite, de exemplu, eu, ca să vin la tine la emisiune, a trebuit să investesc în copil, să-i promit că iau o Kinder ca să vin la emisiunea ta. Deci eu gândesc în primul rând ca mamă... Dar cum era să cumpăr Dacia înainte să vin la emisiune? Păi nu-mi permitea să cumpăr Dacia înainte da. Să vin la emisiune, dar am preferat, decât să economisez banii aia pentru Dacia sau altceva, să cumpăr copilului ceva să pot veni și la emisiunea ta. Și da, se uită, măcar ai spus să se uite. Că dar trecând faci. Peste această glumă, care este de fapt adevărată, eu îmi doresc să avem un candidat care să ne reprezinte și care să ne facă pe toți mândri că trăim într-o Românie puternică, să redobândim acea Românie puternică pe care ne-am dorit-o cu toții. Și eu consider că este momentul în care toți românii pot arăta că un român, iată, dovada a fost că a susținut-o pe Corina Crețu, da? Și Corina Crețu va dobândi un portofoliu atât de important la nivelul Comisiei Europene, este cel care este atât de bine văzut la nivelul acum și a cancelarilor europene, cu toate eforturile care s-au depus pentru a-i denigra imaginea pe plan european. Iată, a fost acum în Statele Unite. Eu consider că Victor Ponta va fi potrivit să fie președintele României. Iar domnul Klaus Iohannis, după ce va mai avea un pic de rodaj în ACL, va mai veni de câteva ori la Satu Mare, cel puțin să echilibreze vizitele, numărul vizitelor domnului prim-ministru Victor Ponta la Satu Mare, sigur are șanse peste mai mulți ani, după ce România va fi restabilită, deci dăm să vopsească, de ce nu gardurile și în municipiul Satu Mare. Dăm șanse tuturor, luăm o mică pauză publicitară, după pauză puteți participa și dumneavoastră la dezbatere, stimați telespectatori. Sigur că da, toți cei care interveniți veți fi înscriși și la tombolă. Așadar, cineva dintre cei care se implică în dezbatere va câștiga și premii la sfârșitul acestei campanii electorale, care încă nu a început. De mâine o să înceapă. Practic, teoretica cam început, sau mă rog, teoretică, practica cam început. Rămâneți alături de noi, stimați telespectatori. Publicitate, revenim. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Din acest moment sunteți invitați și dumneavoastră la această dezbatere. Sigur că da, subiectele locale, naționale le dezbatem împreună cu cei care reprezintă partide, reprezintă candidați la președinție, prezidențiabil și din care cu siguranță dumneavoastră o să alegeți pe cineva. Așteptăm telefoanele dumneavoastră, avem și o tombolă la final de campanie pentru toți cei care intrați în dezbaterile acestea, pentru că până la urmă aveți păreri pertinente și până la urmă părerea dumneavoastră asta contează. Noi politicienii, noi jurnaliștii și ei politicienii încearcă să vă facă un fel de portret robot a candidatului și sigur că da, dumneavoastră să hotărâți până la urmă, pentru că vorbim despre candidați. Vreau să vedem și ultimele cifre, ultimele statistici. Victor Ponta, cam la cât este cotat după ultimele sondaje? Acum mă gândeam la tine la procentele de participare la alegerile europarlamentare, că ne-am apropiat atunci. Da. Pe Victor Ponta este cotat cel mai bine în sondaj. Nu știu să-ți spun exact cifra exactă a lui, dar diferența este destul de mare față de următorul candidat, iar în turul 2 este o diferență de 10-12% din câte rețin eu că am văzut ultimul sondaj, pentru că am fost cam ocupați cu manifestările din ultimul timp, dar eu consider că nu atât sondajele sunt importante, ci cât votul oamenilor de la urnă. Întotdeauna am știut că sondajele ne-au sigur arătat una, ele... rezultatul final a fost altul, sigur este o mică marjă de eroare, dar eu consider că rezultatele guvernului Victor Ponta, că rezultatele lui Victor Ponta, atât în plan european cât și dincolo de ocean, sunt cele care îl califică și cele care arată că un om tânăr, ambițios, competent și foarte hotărât, pentru că eu consider că nimeni n-ar fi fost în stare să ducă această muncă guvernamentală și politică, nu, numai pe plan național mă refer aici, nu ar fi reușit, cum a reușit Victor Ponta, să redreseze economia României, nu ar fi reușit să aducă cât de cât un echilibru social la nivel național și pentru acest lucru eu consider că nu cât arată sondajele ar trebui să aibă Victor Ponta, ci mult mai mult.
Dar da. Niciodată noi ca oameni politici nu putem să ne pronunțăm și niciodată nu o să-mi pleacă să fac prognosticuri, că altfel aș m-aș duce la agențiile loto de pariuri. Chiar m-am gândit când o să ies din de politică, astăzi, dacă ies vreodată... Agențiile de pariuri au cotat președinții... Asta am vrut să spun, uite, mi-au furat ideea! Da. Deci au, de astăzi casele de pariuri au cotat, au, deja au cote, cine intră în turul 2, care cât are... Te întrerup puțin, bună ziua, cu cine stăm de vorbă? Domnul Buzgău din Satul Mare, Gheorghe. Da, vă ascultăm, domnul Buzgău. Deci, în legătură cu... Deci, salut, în primul rând, salut invitații dumneavoastră și pe domnul Costel Oprea, care a venit de la București mulțumesc. Până aici. Mulțumesc frumos. Și în ce privește candidații, eu aș vrea să, din punctul meu de vedere, ar trebui ca sorții să-i aleagă pe cei primii doi candidați care sunt cei mai bine cotați, pentru că ei n-au început înainte campania electorală precum Elena Udea și domnul Băsescu. Și aș vrea să spună invitații care vin de acum înainte care e primul ministru care va face parte alături de președintele respectiv, de candidatul respectiv. Pentru că bănuiesc că s-au format cuplurile deja. Da, deci echipa. Da, domnul Buzău. Echipa, da. Foarte da. Bună intervenția dumneavoastră. Rămâneți alături de noi. Sunteți și înscriși și în tombolă. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră. Apropo, întrebare, așa gândit Ponta la un eventual prim-ministru? Eu vreau să spun, noi nu mai vindem pielea ursului din pădure. Noi am pățit-o odată. Așa că eu consider că cel mai echilibrat și chipzuit e să așteptăm odată să iasă Victor Ponta președintele României și apoi să vedem cine va fi propunerea de prim-ministru. Înainte de a trece la procente, să răspundem cu toții la întrebarea domnului Buzgău. Este Iohannis, îl are pe cineva în vedere ca prim-ministru? Aș vrea să-ți răspund la prima întrebare. Deci, într-adevăr, concluzia după ziua de astăzi, am văzut o sală plină de oameni entuziaști și foarte încrezători. Ceea ce mă face și pe mine să cred că în mod sigur domnul Victor Ponta, domnul prim-ministru, va intra în turul 2 și domnul președinte al acelui Klaus Iohannis va intra în turul 2. Deci un bătălia, procent care, la care deci, e situat acum? Domnul Victor Ponta în jur de 38 până în 40%, iar candidatul nostru în jur de 28 maxim 32% în primul tur. Am înțeles. Iar în turul 2, bătălia se dă pe persoană. Deci nu va mai conta, bine, este acel nucleu dur a fiecărui partid, este partidul puternic PSD, sunt cele două partide puternice ale noastre, iar nehotărâții vor decide de data aceasta președintele. Singurul lucru care eu mai doresc să comunic pe acest subiect. Eu îmi doresc ca România să aibă într-adevăr un președinte pe care acest popor și-l merită. Și să începem să ne dezvoltăm, să trăim bine, să avem acea viață decentă pe care probabil o merităm și noi, dar în primul rând copiii noștri. Întotdeauna fiecare populație are președintele care îl merită. Și până acum l-am avut. Te rog să ne spui și la întrebarea a doua. Mă rog, la ce deci, întreba domnul Buzău? Da, într-adevăr, încă deci noi ca și opoziție, pentru că noi din 2012 suntem în opoziție, în ultima perioadă, respectiv din februarie, anul acesta, am făcut un guvern din umbră și pe fiecare domeniu de activitate am încercat să structurăm, să mă refer la PDL, să definim și să structurăm anumiți specialiști pe domeniul de activitate. Normal, prim-ministru ar trebui să fie a PDL-ului, da? Din punctul nostru de vedere, probabil, 100%, deci portofoliul de prim-ministru va fi a PDL-ului, probabil că domnul Cătălin Predoiu sau domnul Blaga vor fi desemnați percepuți ca prim-miniștri. Da. Costel, ce spui tu de, în primul rând, de procentaje? Care sunt ultimele sondaje? Mă rog, asta diferă, dar diferă, cam toate sondajele diferă în marja de, intră în marja de eroare. Mă rog, după câte am înțeles, Ponta ar fi cotat între 40 și 42%, iar Klaus Iohannis asta nu trece de 30, cam 28%. 28%, da. Exact, cam ceva în sensul acesta. Da. Referitor la candidatul la
la funcția de premier, să zicem, din partea domnului Ponta, deci în tandem cu domnul Ponta, se vehiculează foarte mult la București o variantă care cred că este cea mai bună pentru România, ar putea să fie cea mai bună, este vorba de domnul Maior, pentru că dânsul are foarte mare deschidere occidentală și am zis că este foarte agreat și de americani și de partea Uniunii Europene. Pentru că, să fim totuși realiști, toate aceste candidaturi și toate aceste funcții sunt la un nivel foarte înalt, sunt negociate cu partea euroatlantică, să zic așa. Da. Și din partea PDL-ului știu că a existat, PCL-ului știu că a existat această înțelegere ca și ca lui Sotan Hani să fie candidatul la prezidențiale, iar domnul Predoiu să fie premier. Deci asta au fost tandemurile care probabil se vor dezvălui în turul 2, adică, mă rog, se va merge în echipe, mă gândesc. Da, se poate, dar atunci o să fie altceva, pentru că o să existe negocieri și cu celelalte formațiuni politice. Exact, în funcție de rezultat. Johnny, cum? Tăricianu președinte și Victor Ponta prim-ministru? Evident, pentru că acum avem alegeri prezidențiale. Sau invers. Deci acum avem alegeri prezidențiale. Dacă domnul Tăricianu câștigă cursa prezidențială, atunci evident că domnul Victor Ponta, fiind prim-ministru în funcție, cu o majoritate solidă în Parlament, rămâne prim-ministru. Adică ce tandem să mai faci când există guvern, există susținere în Parlament, n-are rost să fie un tandem președinte-prim-ministru în momentul de față, eu așa zic. Ca să nu ne mai încurcăm în prevederile constituționale că, domnule, dacă vine un nou președinte, el face și desface coaliții guvernamentale pentru că nu-i treaba lui. Da. Și tot ca procent, la cât este cotat Tăricianu în ultimele sondaje? Acolo, spre 10%, e pe locul 3 deocamdată. Mi se pare un rezultat destul de bun, având în vedere faptul că, mă rog, conjunctura care este, deci am ființat un nou partid care, din păcate, nu poate funcționa la alegeri pentru că încă n-are ok-ul de la judecătorie. Deci, domnul Tăricianu candidează ca și independent pe poziția 13, să nu uităm. Deci o poziție foarte bună. O fi cu un loc 13. Da. Da. Rezultat bun în condițiile actuale, mi se pare foarte bine și dacă va reuși să mai acumuleze niște procente până la sfârșitul campaniei, poate mai bine, pentru că va fi nevoie pentru următoarele alegeri electorale. Da, încă un subiect foarte discutat. Există vreo problemă reală, și am să încep cu tine, pentru că ești oarecum direct reprezentant, de a fi blocat de ani candidatura lui Iohannis? Deci, noi am studiat atât la nivel național, s-a studiat această problemă. Domnul Iohannis deja a fost validat de către BEC. Nu există nicăieri în lume o legislație sau o paragraf de lege în care să se aducă o referire la acest subiect. Din punctul nostru de vedere, 100% dânsul rămâne de neatins. Candidat, dar după aia dacă se constată ceva, ce, mai facem alegeri de odată? Nu. Asta sunt povești. Deci, la toate etapele pe care dânsul le-a avut și la curțile de apel și peste tot, dânsul a fost scos de sub această învinuire a anii. Și pentru el ca și candidat ar fi fost foarte bine dacă se tranșa înainte de această campanie acest subiect. Păi da, era bun. Este o situație la care sunt expuși în jur de 1000 de primari pe raza țării. Deci, din punctul meu de vedere, este doar o simplă speculație politică. Dar să nu subevaluăm pe Băsescu. Să nu subevaluăm justiția din România. Băsescu, el peste 2 luni își ia jucările și se reorganizează. Zic că mai are un as de dubă. Bun, domnul președinte, din punctul tuturor, a fost un președinte care probabil de multe ori a depășit anumite limite. Probabil că toți participanții la această rundă și la această competiție vor fi afectați de diferite ieșiri publice a domnului președinte. Din punctul nostru de vedere, noi suntem convinși că acest subiect anii nu va afecta, într-un procent foarte mic, dar era bine dacă se tranșa
înainte de facem această situație. Cu tinerețea mi s-a dus cu anii, da. Este vreun pericol real din punctul de vedere? Este un risc foarte mare și a asumat un risc foarte mare în condițiile în care avea probleme în instanță. Era ca un fel că știi cum este, spui că un imobil trebuie să fie liber de sarcini, dar domnul Claus Ioas nu prea era liber de sarcini în momentul în care a fost nominalizat. Există un risc foarte mare pentru că dacă o să fie declarat incompatibil și să zicem că prin absurd ar ajunge președintea României, atunci o să trebuiască să-și predea mandatul și o să avem alte alegeri. Ca să fie și frumos. Da, o să fie foarte, foarte, foarte interesant, dar nu știu, o să fie o stare de o situație de instabilitate politică care nu știu cât de folos ar fi pentru România. Da. Timp de câteva minute, dacă vreți să interveniți în dezbatere, mai aveți ocazia, ar fi, să zic așa, o oportunitate pentru Tăricianu să ajungă în turul 2 dacă Iohannis ar fi oprit de o hotărâre judecătorie. Mă rog, eu cred că hotărârea asta nu va ieși până la sfârșitul campaniei în ianuarie, prezidențiale. Chiar dacă se va stabili un termen, procedurile... Până se fac toate procedurile, da. Deci vor dura, deci nu se va lua o decizie pe parcursul campaniei prezidențiale, pe de-o parte, iar pe de-altă parte, iar constat că suntem într-o situație în care nu știm ce va fi după. Dacă iese candidatul respectiv președinte, dacă e declarat incompatibil, unii au o părere, alții au altă părere... Ca de obicei, în România, legea este clară, spune clar. În condițiile în care ești declarat, ești în momentul acela, îți încetezi mandatul. Nu poți candida. Nu și dacă ești în funcție. Nu și dacă ești în funcție. Dacă ești în funcție... S-a câștigat toată etapa. Asta e problema, dacă e în funcție. Câștigat ce anume? La curtea de apel albă. Problema este că nu există într-adevăr o decizie panitariană. Unii au câștigat, alții au pierdut. De asta este puțin, da, e puțin cam... Cam loterie din punctul de vedere. Bună ziua, cu cine stăm de vorba? Bună ziua, Șerban. Da, vă ascultăm, domnul Șerban. O întrebare am pentru domnul de la ACL. Deci, ținând cont de faptul că germanii au venit la noi în țară în secolul al XVII-lea, a fost ceea ce a fost, la ora actuală, îl întreb pe domnul de la ACL, ca noi românii, care totuși de multă vreme am luptat pentru drepturile noastre. Cum s-ar simți el sau cum se simte el ca român fiind condus de un german, de un neamț? Unul care nu este român, indiferent de faza în care este, dar totuși, care este sentimentul lui de român? Da, am înțeles, vă mulțumim pentru întrebare. Sunteți în schimb și la tombolă și rămâneți alături de noi. Rămâneți, pentru că dacă doriți, putem să dialogăm. Eu, domnul de la ACL, nu am nici o problemă atâta timp când am garanția că acest domn, care este cetățean român și are 500 de ani de existență a familiei lui în România... Am mai speriat acum 500 de ani, părea mai tânăr. Ne va conduce. Domnul de la ACL, credeți-mă, n-are nicio problemă distinsă. Bun, acum, Cosmin, știi care e problema? Telespectatorii vor pune, sau mă rog, românii se vor gândi și la acest aspect. Deci, că o altă naționalitate să conducă românii. Deci eu în 2014 am reușit să depășesc aceste complexe, că mă conduce un luteran sau mă va conduce un... Asta e o altă problemă cu biserica, mă rog. Sau asta e... mă va conduce un... Să fie la rap. Deci eu nu am nicio problemă. Musulman. Dacă doriți strict părerea Nu este o problemă că este neamț, evreu sau de altă naționalitate. Problema este că dânsul, de când se află în funcție, a reprezentat numai interesele sașilor și sunt foarte multe exemple din acest punct de vedere. Te referi la o problemă de siguranță națională? Este într-adevăr legată de aceste retrocedări care s-au făcut, cum s-au făcut. Da. Eu mai pun încă o dată până în discuție acest fapt. Toate aceste proprietăți care au aparținut în perioada celor doi război mondial unei organizații naziste, toate aceste proprietăți au fost retrocedate astăzi
FDGR-ului, care s-a autointitulat succesoare a acestui grup etnic german. Ceea ce denotă faptul că domnul primar Klaus Iohannis a reprezentat și reprezintă interesele sașilor, a acelor sași care în perioada interbelică, în perioada războiului, au reprezentat interesele germanii naziste, nici de cum ale României. Da. Așa trebuie pusă problema, nu neapărat că este neamț. Da. Paula, exact la ce au răspuns și ceilalți colegi, legat de problemele, sau cu Ani, are Ponta vreun contracandidat preferat în turul 2? Niciun contracandidat nu este preferat în turul 2, în turul 2, cu atât mai mult. Nu, dar aș place mai mult să fie cu Iohannis, cu Udrea, cu Diaconescu. Nu cred că Ponta are motive să-și facă griji din acest punct de vedere. Sigur, este foarte important în momentul în care pornești la o luptă politică să te pregătești, dar eu sunt sigură că Victor Ponta va face față oricărui contracandidat. Și de asemenea, apropo de ceea ce ați discutat voi aici, eu consider că, la fel cum a spus și domnul Oprea, indiferent de nația care o ai, noi am dovedit la nivelul județului Satu Mare că ne putem înțelege cu toții foarte bine, că putem fi reprezentați și de oameni care provin din familii mixte, dar este foarte bine ca acel om... Hai, bine să fie mixte familiile, că Nu, vreau să-ți dau un exemplu. Este foarte important ca acel om să reprezinte interesele tuturor, la fel cum a spus domnul Oprea, ale tuturor sașilor, ale tuturor nemților, indiferent de religie. Am pus să le dai tuturor clădiri, Paula, că nu suntem într-o țară de clădiri. Dar tocmai de acolo provine problema. Și vreau să completez spunând, apropo de Ani, eu sunt convinsă că românii nu se vor înșela de această dată la vot. Românii vor vota un președinte care poate să rămână președinte în funcție, un român care ne poate face pe toți mândri că suntem români și care poate duce mai departe imaginea României, astfel încât să se întoarcă cu toții cu drag de a veni acasă, nu să meargă în Germania. Pentru că, vezi tu, problema este a nemților muncitori și a tuturor au plecat din județul nostru. De aceea, de multe ori, rata șomajului la noi este mult scăzută. Inclusiv familia domnului Iohannis. Deci a plecat din România. Deci? În 92. Ei au rămas aici. O parte din banii pe care i-a strâns, așa, din afaceri domnului Iohannis, i-a dus acolo. Deci familia domnului Iohannis a primit cadou, ca să zic așa, din partea domnului Iohannis, o casă foarte mare. De unde bani? Bine, n-am putut merge. Sunt convinsă că toți cei care suntem la această masă ne dorim să rămânem în această țară, ne dorim să trăim într-o Românie puternică, care să ne facă mândri că suntem români, ne dorim cu toții să ne aducem familiile, dacă avem membri ai familiei plecați, pentru că vreau să vă spun că oricare cetățean român sau chiar pacienți veniți la cabinet care sunt plecați în străinătate, am discutat, de multe ori suplimentul acela material nu le suplimentește dorul de casă sau responsabilitatea socială. Toții, și eu consider că Victor Ponta este candidatul care poate readuce echilibrul politic în România, pentru că clasa politică de la noi are nevoie de un asemenea echilibru. A dovedit-o creând USL-ul și succesul pe care l-a avut guvernarea USL a dovedit acest aspect. Și este implicit, aducând echilibru politic, poate aduce și echilibru social. Da, ăștia pe care îi cheamă Victor aduc tot felul de echilibre. În afară nu de pot asta, să fiu decât de acord cu tine. Dorim să rămânem la această masă, dar nu o să mai rămânem la această masă. Vă mulțumesc că suntem la momentul în care ne punem apa în cap. Cine nu, are, eu am băut tata. Mi-a făcut sleză. Da, uite, Cosmin stă cel mai rău. Cea mai multă apă. Da. Stimați... Gheață nu avem, deci numai așa, la rece. Stimați telespectatori, vă mulțumim dumneavoastră, ca de obicei vă așteptăm la aceste dezbateri pentru că începe și campania electorală și e important să participați, să vă spuneți părerea și să și participați la tombolă până la urmă. E un câștig concret din toată campania electorală. Le mulțumesc invitațiilor mei, consider că am reușit să rămânem într-un limbaj decent și, chiar cu idei contradictorii, dar cu un dialog constructiv. Da. Fiecare cu ideile proprii. Da. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați cele mai tari știri, știrile Nord-Vest TV, știri care le puteți urmări de la ora 20. O să vedeți și tragicul accident. O mamă și un băiețel de doar 6 ani a murit astăzi. Au murit la un accident, loviți de tren. O problemă
problemă spinoasă. O altă fetiță se află în comă și va fi transportată după ultimele, nu știu dacă ne spune Paula mai mult, va fi transportată la București, da? Și cealaltă fetiță, sunt două fetițe care sunt în stare gravă. Una este cea de 15 ani, este în stare cea mai gravă. Chiar când m-a sunat purtătorul de cuvânt al nostru spitalului astăzi, am fost și eu puțin impresionată de acest caz. De altfel, suntem impresionați la toate situațiile astea. Dar iată, am citit de curând că mama nici măcar n-avea permis. Și n-avea chiar, permis, chiar mașina cu numele false. Mă rog. Unui membru al familiei mele, că n-am înțeles cum și ceilalți părinți. Și că făcea drumul ăla de multe destul ori. Destul de des, dar uite, sfârșitul este tragic. Unde duce inconștiența, neatenția și poate și o oarecare superficialitate în tratarea semnalizării acestor căi. Deci așteaptă un avion, să înțeleg, care să-l ducă la București. Da, stimați telespectatori, rămâneți alături de noi. Sunt Victor Constantinovici și vă doresc în continuare o seară plăcută. Bună țară, recreală, mama ei de rânduială, că ia hoți, ăștia hoți, mama la tot.